Vă salut, dragi consumatori și telespectatori. Se pare că primăria Măgdăcești încearcă să dea vina acelei probleme cu mirosul urât companiei Ocean Fish, dar vreau doar să le arăt ce înseamnă stație de epurare. Cam asta ar trebui să însemne stație de epurare pentru un sat întreg și nu un container, așa cum o l-au ei construit. A fost un proiect atras, din cât am înțeles, prin fonduri europene și s-a furat până nu s-a mai putut. Deci, doamnă primar din Măgdăcești, cam asta înseamnă o stație de epurare în care investiția este peste jumătate de milion de euro la o societate. Imaginați-vă că asta e construcția pentru o singură fabrică și dumneavoastră ați pus un container și vreți să spuneți că ați atras jumătate de milion de euro. Deci, haideți să fim serioși. Deci, Ocean Fish-ul are contracte, colaborări și prestări de servicii în care ni se ridică deșeurile lunar, noi plătim 10.000 de lei ca să se ridice deșeurile de pește, apa este refiltrată, așa că nu dați în noi că o să ieșim public și o să facem niște afirmații de care nu prea o să fiți mulțumiți, da? Suntem o firmă care ne respectăm și care respectăm și consătenii și consumatorii. O zi bună!